Pușurel, mama e încă la muncă, ceea ce înseamnă că e timpul să ronțăi ceva. Uită-te la chestia asta! Oh, nu! A venit acasă mai devreme! Vai de mine! Simt miros de brânză! Ciudat! Ai comandat iar o pizza? Aha! Oh, nu! Ce face chestia asta pe tavanul meu? Ups! Of, ce mai nașpa zi! Dulce acrișor și ceva fermecător! Opa! Te crezi șmecheră, domnișorico? Iu, sunt penibilă! Suc și gogoașa mea preferată? Ceva miroase divin! Vai! Trebuie să fug! Miroase ceva bine aici! De când speli tu vasele? Oh, scumpo! Ai o gogoașă sau burete? Oh, fica mea e atât de inventivă! Te iubesc! Nu pot să mănânc chestia asta plină de săpun! O gogoașă perfectă a fost distrusă! Blea! E scârboasă! Gustoasă! Vrei o gură? Ce faci, scumpă? Oh, nu! E destul zahăr! Tenul tău mai trebuie și el să respire! E timpul să scot crema antiacne! Ce? E pentru coșurile alea, Naomi! O să-mi mulțumești mai târziu! Of, ce nervant! Am o idee și mai bună! Scoate crema asta de aici! Și umple cutiuța cu chestia asta! Are și aceeași culoare! Dar sigur nu are același gust! Gata! E timpul pentru crema mea specială! Ești mai bine deja, scumpo? Oh, o să iau și eu un pic! Păi, bine! Chestia asta face minuni! De-aia o să mă dau cu ea pe toată fața! Așa! Ce e? Hei! Ce-a pățit fața mea? Oh, totuși, ce e în chestia asta? Huh? Naomi! E amuzant! Pa! Oh! Dacă tot o am... Of! De ce nu pot să adorm? Ăla e un coș? Of! Nu merge niciun fel! Și acum e foame! Oricum o să mă tot foiesc! Mă mănâncă! Trebuie să fiu super silențioasă! Și calea e liberă! Salutare, vechi prieten! Deja îmi lasă gura apă! Proape am ajuns! Opa! A fost cât pe ce? Nu piesele de Lego! Nu! Se învârte tavanul! Ce avem aici? Așa da! Efectiv simt gustul ciocolatei! Mindy! Nu cât sunt eu aici! Ups! Știi regulile! Acum du-te la culcare! Hai, frate! Brocoliul ăla mi-a dat o idee grozavă! Da! Cel mai bun brocoli din lume, nu-i așa? Genial! Nu cred! Mamă, nu te criza, e doar brocoli! Sunt atât de mândră de mindia mea! E grozav să mănânci sănătos! Wow, portretele alea sunt dificile, dar cred că m-am descurcat destul de bine! Mamă, ce zici? Îmi place la nebunie! Ratele obezității infantile sunt nebunie curată! Alimente procesate? Doar de astea mănâncă Mindy? E rău? Niam, niam, niam! Firimiturile! Ok, scumpo! Hei!
gata? Ce mai acum? De ce nu și-a luat o farfurie? Oh! 1, 2, 3. Mult mai bine! Mamă! Oh, prea mult ronțăit! Chestia asta e așa de bună! Ar trebui să închid ochii! Nu! Se pare că ținta mea ar fi putut fi mai bună! Mindy! Adio, calm! Lasă ronțăielile! Gata! Iu, ce? Scuze, iar mi-am pierdut cumpătul! Scuze, scumpo! Mersi! Hei! Șt! De ce e mama atât de împotriva gustărilor? E de acord cu pictatul meu, totuși! După ce s-a colit cutiuța cu vopsea, umple-o cu siropul tău preferat! E gata! Arată vopsea și are gust dulce! Mmm! Iu! Mindy! Hei! Nu pot să mănânci vopsea? Stai! Mamă, e sirop! Ce haios! Se pare că m-am enervat degeaba! Știu care e ținuta perfectă pentru diseară! Prea scorțoasă! Și mai rea! Super drăguță! Aoleu! Se pare că am cam abuzat de mâncarea nesănătoasă! Nu, scăpăm de toate! Nu, în niciun caz! Zahărul trebuie să dispară! Mamă, mamă, mamă! Ce e? Îmi vorbește stomacelul! Tocmai ce-am scăpat de toate gustările alea! Știu! Un smoothie verde e fix ce trebuie! Arată bine, nu-i așa? Mersi! Miroase ca un pârț! Atunci nu-l bea! Hei, păi și acum ce-ar trebui să mănânc? Gustările alea sunt încă bune, știi? Sunt toate ale mele! Salvarea gustărilor din gunoi! Ta-da! Aud o ronțăială? Oh! Mindy, ai găsit toate gustările pe care le-am aruncat! Mult mai bine! Ronțăială plăcută! Bleah! Nu-i corect! Hei, mierea! Ar putea să meargă! E timpul să pregătesc ceva! Mierea îndulcește orice, nu-i așa? Și nici măcar nu-ți face rău! Trebuie să le amestec foarte bine! Super! Dar o avea un gust bun? Wow! A fost grozav! Ia uite ce de ronțăiel delicioase! Arată bine, nu-i așa, ursulică? Ești cel mai tare! Ce urmează? Hei, de ce s-a oprit aspiratorul? Oh, uite ce mizerie e! Și încă nu te-ai oprit? Mi-a ajuns! Gata! Huh? De ce? De asta! Oricum, ce e chestia asta? Nu! Haide, ursulică! Ce teatru face? Hei, stai puțin! Știu, toți urșii au umplutură, nu-i așa? Dar dacă ar fi din vată de zahăr, e timpul să-l umplem! Bagă toată chestia acolo! Ta-da! M-am întors! Mamă? Pot? Și nu mai ai alte ronțăieli? Pare nevinovată! Ok! Mersi! Habar n-are ea că gustarea mea e fix sub nasul ei! Mă rog, voiam să spun în ursulică! Un deliciu!
Ți-ai dori să fii un mâncăcios și red? Atunci unele dintre aceste sfaturi ar trebui să-ți fie utile. Nu uita să le arăți clipul ăsta și prietenilor tăi flămânzi. Te-ai uitat deja? Nu rata niciodată distracția și abonează-te la canalul nostru de YouTube!